Salvatorii militari ai detașamentului de pompieri din Câmpul Lung au fost solicitați să intervină la deblocarea unei uși din cartierul Mărcuș. Cumnatul proprietarului a venit în vizită, însă acesta nu a răspuns la ușă. Temându-se de ceea ce este mai rău, a sunat la 112. La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD. Bărbatul a fost găsit căzut în baia propriei locuințe, inconștient, dar prezenta semne vitale. După acordarea primului ajutor, bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpul Lung pentru investigații.